N-am venit ca tine pe ușa din spate. Eu am venit pe ușa din față, pe unde merit. Ce să fac? Mie mi s-a făcut ceva mai special. Ceva mai special ți-am făcut eu cu mâna mea. Eu te-am adus. Eu m-am dus la domnișoara Cristina și am spus: "Da, vrem să vină Marinescu în casă, să-i facem voie." Și noi specială cu Dan. Ce film este ăsta? O să vii din poziția de favorit. Mai hai că i-am picat fața lui Marinescu. Titanic. Niciodată în emisiune. Da, ce pot voi ăsta cu hainele astea pu. A văzut pe asta? A văzut pe televizor? A văzut pe ăsta. A mea. A, da. Bună ziua. Da, a văzut pe ăsta, l-a văzut pe Cristian aici pe ăsta. Și mi-a arătat așa. Așa a arătat? Da. Așa mi-a arătat. Răscumă, ce iubire. Ce faci, fetița mea? Hai că te-am roșit. Vine, frate. Tu ce faci? Tu ce faci, iubire? Ia zi tu, tu ce faci? Ce-l camera să vină la tine. Da? Nu îl desfaci. Îl duci... Păi nu, îl duci acolo. Ia și du-l. Sau pune-ți-l aici și îl duci după aia. Exact același ești. Care era în prima săptămână, ăla ești tu acum. Așa. Ce aia era fața ta adevărată. Ai băgat totul pe aia cu Nicos. Dar eu am venit și am explicat lumii. Bă, eu l-am pus să zică că Nicos e de vină, că voiam să mă răzbun pe el. Într-adevăr, un gest urât din partea mea că m-am folosit de un om pe care nu-l duce capul, că nu pot să zic altfel. Mă duce capul? Păi nu te duce capul. Dacă tu faci ce spune altul. Hai, demonstrează. Păi nu, demonstrează-mă aici să te văd. Tu la 22 de ani. De acum încolo. De acum încolo demonstrează-mi și spune-mi că nu mă duce capul. Stai puțin. Tu erai în casă când ne-am pus niște întrebări banale acolo. Teorema lui Pitagora, nici nu mai știu. Niște întrebări de clasa a 6-a. N-aș știu răspunsul decât la una. Decât la una. S-a trezit ăsta care a luat bacul. Dragul meu, ai luat bacul între timp când ai fost acasă? Poți, ai avut timp să dai bacul? Că ai stat câteva săptămâni pe acasă. Uite. Te întreb. Aroganței? Băi frate, aroganței. Dacă vorbești cu aroganței de lider... Dar eu n-am cum să vorbesc cu tine, că eu vorbesc cu tine, de unde ești îți vorbesc destul de frumos, poate te atac puțin așa, dar... A, bun simț. Acum încerc să te dai. Tu îmi spui mie că eu fac aia cu banii mei. Vezi că e a doua. Păi aia făceai, fratele meu. Mă, dai treaba ta ce aia fac eu cu banii mei. Tu plăteai ca să nu te bată băieții. Asta făceai, tu plăteai. Da, mă, tribut. Nu e o problemă. Dar și tu ce făceai? Tu n-aveai bani să plătești, tu luai bătaie. Ce luam bătaie? Lasă, frate, că eu am luat bătaie, măcar am fost în stare să vin aici să iau bătaie. Nu să dau bani să nu mă bată lumea, înțelegi? Mă, dar tu n-ai venit aici și ai fost atacat degeaba. Tu ai venit și ai căutat să iei bătaie și ai primit ce ți-ai dorit. Na, ai descalificat doi cauți. Am luat bătaia așa, rău? Bravo lor. Văd că sunt cu tine aici, pe bancă aici. Bă, ce asta? Mamă, când vorbești cu mine, băi, deschide demonstrează. Toată gura. Păi nu meriți să deschid toată gura. Vorbești cu buzile lipite aici așa. Nu demonstrezi, n-am nimic ce să-ți dau importanță ție. Dar nu dai importanță unui om. Când vorbești cu jumătate de gura, atunci eu nu înțeleg, frate. Fii atent. Nu vreau să vorbesc cu tine, dar a fost primul când s-a așezat. Eu zic că hai că vreau să zic ceva. Dar nici n-am intrat acolo. Vezi că te așteaptă Marinescu. Alexandru. Eu vorbesc cu băieții ăștia. Nu, zicea că te așteaptă că el în cameră. Când vorbesc eu... Mai plictisit de mult. Te sun eu. Mai plictisit de mult. Vorbeam cu Rareș. Acum vreau să mă plictisesc de acum încolo de Comănici. Eu zic că ți-a venit... Ascultă-mă. Eu nu-l cunosc pe băiat, pe Comănici, nici... Da. Dar eu zic că ți-a venit un adversar pe măsură. Un adversar pe măsură? Dar nu te supăra. Nu e adversar el pentru mine. Și asta nu e aroganță. Astea sunt fapte de oameni. Dacă e emisiunea și te uite la... Eu sunt adversar Comănici. Știm la ce? Nu, da, ești adversar. Da. Redutabil. Competițional. Competițional, da. De aroganță și de astea, e el, da. Na. Mă pentru bucur el. Că ai revenit în emisiune, că acasă n-a venit nicio freză. Îți mai face emisiunea niște freze. Nu te uita pe mine că sunt impecabil. Mă prezint impecabil. Da. În comparație cu tine chiar sunt impecabil. Într-adevăr, am văzut. Hai că aveai și frizer dacă e. Bă, era ceva ce mă frământa de acasă. Yeah. Cum ai putut tu să faci o relație cu Andreea, așa, care este fosta iubită, a fratelui tău. Deci explic eu. O mai gata, bă. Nu, n-am gata, bă. Încerci explicații sau lor? Păi nu mai e Seba și eu spus, băi, Seba, te poate? Da, frate, poți. Asta explic. Nu se poate că eu l-am sunat pe Seba înainte cu o seară și am vorbit cu Seba, bă, ce părere avea? Eu l-am luat la mișto, eram cu Alex. Și l-am luat la mișto pe Seba și zic că trebuie, bă, m-am gândit să mă îndrept spre Andreea. Ce părere? Bă, tu, fratele meu, cum te îndrept? Vorba eu am stat cu Seba, o săptămână l-am prins aici. Și cât te replici am schimbat. Că tu, fratele meu, cum să faci așa ceva? Asta e frăția. Hop, ziua următoare, ăștia în camera roșie. Dar tu și eu întreb, că e de acord Seba, că nu știu ce. Mă întreb pe mine sau întreb pe ei? L-ai prins ce variantă vrei să o știi? Pe aia reală sau pe aia falsă? Zi-mi și părerea ta. Dacă vrei să o știi pe aia falsă... Oricum, chiar dacă am dreptate, tu nu să-mi dai niciodată aici în emisiune. Mă, dacă îmi dai ceva ce pot verifica, de exemplu, o discuție cu Seba, poți să-l sun personal. În primul rând. Ai văzut foarte bine că nu au avut o relație gen să fie bazată pe sentimente. Au fost 2-3 zile împreună, unul la mână. Doi la mână, n-au împărtășit niciunul față de celălalt sentimente, care ar fi normale într-o relație. Îmi amintesc altceva, bă, în fine. Ce ți-amintești tu? Lasă că ne uităm la episod. Ok, ce ți-amintești tu e normal, dar ceea ce spun eu acum sunt cuvinte din gura celor doi.
Ei au spus treaba asta. A, înseamnă că au fost două persoane false care s-au prefăcut. Care două persoane false? Nu, ei au încercat ceva. Dar știi foarte bine că într-o relație, ca să apară sentimentele, da, îți trebuie un timp mai îndelungat. Nu există relație. Despre asta vorbim. Și acum el îmi spune mie că ce vrei să zic mai mult? Păi mă, mă, lac, știi cu toții ce-au făcut din relație. Mai... Te deranjează, că așa mi se pare întrebarea normal, asta. Nu? Bă, dar era un... Și a zis nu. Era o regulă de bun simț. Ce deci... regulă de bun simț? Hai să... ce putea să zică omul ăla? Nu, acum spune-ți-mi sincer. Ce putea să zică omul ăla? Nu mai stai cu Codruș, gata? Îl dai afară? Codruș merge cu Alexandru. Știi, stai la mine cu mine. Da? Asta nu înseamnă că nu o să se fie. Nu-l întreb și pe el, așa, îl schimb tu, că vrei tu. Am vorbit cu Codruș. I-am zis. Deci el dai afară acum? Da, nu-i bagi pe Cristian. Da. Auzi, de unde și până unde? Dacă Codruț a fost de acord, unde, ce te bagi? De unde și până unde vorbești tu lucrurile bărbătești pe care le vorbesc eu cu Codruț? Nu mi se pare corect, pentru că el a venit de acasă, s-a instalat în acea cameră, pentru că era singura cameră liberă, probabil, în acel moment, și așa ar trebui să rămână până în momentul în care unul dintre voi va pleca acasă. Bine, atunci nu este o problemă. O să vorbesc cu Alexandru să mute el cu Codruț în cameră și o să mă mut cu Cristian. Nu spui tu mie ce să fac în primul rând. Stau cu cine vreau eu și cum vreau eu. Pentru că este vorba de iubitul meu și tu nu-l dai afară. Nu ai cum să vorbești cu mine de moralitate. Tu nu-l dai dreptul să-l dai afară când nu dă nimeni afară, înțelegi? Ba da, asta tu dacă nu știi ce am vorbit noi, dacă nu te mai băga. Dacă omul s-a instalat în cameră, nu văd de ce îl dai dacă tu noi afară. Doi am vorbit ceva la dacă nu-l deranjează pe el, Alexandra, te deranjează da, pe da, pentru că mă simt aiurea, dar cu care era nicio problemă afară, că a venit Cristian. Tu vorbești de moralitate când nu ți-a tăcut gura. Auzi, tu vorbești de moralitate în momentul când nu ți-a tăcut gura. O gală întreagă și că băiatul ăla a plătit cel mai urât lucru pe care îl poate plăti un om în viața asta. Tu vorbești de moralitate. Ți-a părut ție că eu am avut ceva, m-am certat eu cu el? Sau i-am făcut eu lui ceva? Stai puțin că băiatul ăla stătea așa pe scaun cu ochii bulbucați și efectiv nu înțelegea nimic. Tu zbierai continuu. Tu n-ai avut un material. Tu n-ai avut un material pe televizor și te-ai băgat în toate materialele. Un singur ai avut când te-a făcut în Naomi, Marina. Serios, nu mai spun. Nu mai spun. Vezi că vorbești prost. Nu spui mie că eu, spre deosebire de tine, și vreau să spun ceva, l-am anunțat încă din prima zi. Codruț, dacă se va întâmpla asta... Dacă se va întâmpla asta... Dacă se va întâmpla asta... Dute-mă, dute-mă. Ești prea... Da, sunt. De-a doua oară când te întorci, ți-a făcut surioara iar lecțiile. Sper de data asta să-i le respecti surioarele tale și să-i mulțumești. Păi. Da? Că fără ea tu nu existai păi și nu erai nimic. Păi și dacă... Înțelegi? Fratele, eu, Rareș, Jitaru, Alexandru, suntem aici pe barba noastră. Tu, fără sora ta, nu erai nimic. Tu ești oricum, pe barba mea aici în emisiune, tu ești pe barba mea, că eu te-am adus înapoi. Stai liniștit. Ai înțeles? Eu te-am adus pe tine în emisiune. De ce te agiți așa, frate? Simți vreo frică? Așa, și eu stau aici pe barba mea. Eu nu am pe surioara. Bă, dar ți se pare, bă, stați un pic, ți se pare că sora mea e din producție și mă ține pe mine pe pile aici sau ce? A fost un concurent. A mai fost foarte bine. Au mai fost concurenți. Uite, de exemplu, fratele Simonei. Sora lui fusese în sezonul. Nu cunosc alte personaje. Îți zic eu. Nu personaje, persoane. Personaje, nu capul tău. Personaj ești tu? Niciodată. Din... Oh, în ce am filmat? Personaj ești tu pe din... YouTube? Da, și de unde? Din... În ce am filmat eu pe departe. YouTube, da. Personaj. Am interpretat un personaj. Dar acum de ce nu reușești să porți tu un dialog frumos? Ia uite ce dialog porți. Ce dialog? Superb dialog îl porți. Ăsta îți vorbește frumos, tu îi pomenești chiar, de la... Chiar vreau să te întorci, jur. Chiar vreau să te întorci. Am văzut. Nu e nimeni aici. Niciodată nu se mai vine comănici. Niciodată nu mai vine comănici. Dar trebuie să mulțumesc că te-am dat în subiecte. Că dacă nu eram eu aici, nu mai te întorce. Îți dai seama, lumea mă votează că m-ai băgat un subiect. Lumea te votează? Cine te votează? Dar ce crezi că am venit pe degeaba? Cine te votează pe tine? Crezi că am băgat un cutiuța cu voturi, am băgat eu acolo 100.000 de voturi cu mănici, am venit eu așa. Hai că ești... Bun, ai fost votat, că lumea a vrut să-ți mai dea încă o șansă. Dar ce crezi? Peste o săptămână nu o să mai fi votat, că lumea o să te vadă acum. Dar tu te-ai întors în casă că au vrut băieții. Ești exact la fel, înțelegi? Marinescu, nu te supăra pe mine. Eu vreau să ieș în continuare favorit, nu mă interesează rolul de favorit. Eu am venit cu alte gânduri. Hai cum ești, ce gânduri? Am eu alte gânduri. Hai cum Mariana? Probabil. A, am și ceva pentru Maria, dar zi mai încolo. Când am eu chef. Ha. Nu mai vorbesc când ai tu chef, vorbesc când am eu chef. Dai seama. Codruț în primul rând e bărbat. Așa. În al doilea rând nu o să fie nici papagalul și nici jucăria. A zis cineva că este papagal? Înțelegi și tu. A zis cineva că este papagal? Codruț nici 1%. Am zis eu că îl cunosc? Hai că nu-ți dau ție explicații. Păi cum vii tu și spui? Ce pare ție că am zis cum vii tu și spui? Hai să vezi că Codruț te va muta din cameră. De unde și până unde vorbești tu? De unde și până unde vorbești tu? Dacă pleca acasă, da, înțelegeam. Care-i deranjă tu, Alexandra? Dacă e așa, s-au înțeles. Caut așa un subiect. Caut și tu un subiect cu mine? Bine, și da, nu e frumos ce fac, e problema ta?
Da, este problema mea, că este vorba de iubitul meu. Da. E problema okay, că iubit... vrea să se certe cu toți. Cu iubitul tău, am vorbit eu și am rezolvat problema. Da? Stai liniștită, da. Bine, mai vedem. Eu vorbesc, rezolv problema cu bărbații, bine, nu cu femeile. Bine, mai vedem. Tu să vorbești cu cine stai tu în cameră, nu cu mine. Marinescu, acum o săptămână, două, o să se chinuie să sublinieze faptul că eu nu m-am schimbat. Adică eu pierdusem în defavoarea lui la voturi în ultima săptămână. Explică-le la băieți, că eu nu știu. Așa? Eu nu știu povestea. Și acum o să subliniez o săptămână, două, că eu nu m-am schimbat. Acolo, pe dar lumea nu trebuie să audă din gura lui cum am schimbat. O să, vadă, o să vadă dacă m-am schimbat sau nu. Păi și nu m-am schimbat, nu m-am schimbat la 180 de grade. Am corectat și am încercat să, și o să încerc în continuare să corectez niște lucruri pe care le-am greșit în emisiune până acum. Și anume, să scot jigniri. Nu o să te mai jignesc. Cred că e prea târziu. De ce să fie prea târziu? Că așa văd. E prea târziu. Nu știu, jigni. E a doua oară când te întorci cu lecția învățată. Marinescu, prima oară nu fost eliminat decât o dată și fiindcă am vrut eu. Tu? Bine, mă, bine. Tu ai fost trimis? Dar ce e că prima dată lecții? Nu, că în fiecare seară se face lecțiile sorta. Fiecare seară ți le notează. Dar uite cum se uită la mine. Uite cum se uită. Da, drag, abia așteptam drag. Să te întorci. Știi ce se uită babadochea la mine? Abia așteptam să te întorci. Și faci un blestem. Abia așteptam să te întorci. N-am rival aici. N-am rival, vrei să te mii? N-am rival. Nici eu, din păcate, cu tine n-am rivalitate. Rival. N-am cum să am rivalitate. Nu? Cu băieții ăștia, uite. De 10 minute te fac cum vreau eu. De 10 minute dacă te iau, ai părerea asta, te iau și te pun pe grătar, uite așa, de pe parte pe Marinescu, am să-ți așa oferi satisfacția să crezi de 10 minute. Ești mai bun decât mine. Frate, toată lumea stă nu jos. Nu trebuie. Eu demonstrez singur. Marinescu, ești foarte agitat. Ești foarte agitat. Sunt cum vreau eu. Nu ești agitat. Sunt exact cum vreau eu. L-a văzut aici, nu știu, și nu acoperă, ar făcut pe tine asta. Te vede din partea asta aici și se vede fix ca unul. Fix ca unul ăsta. Știi și el când s-a uitat? A văzut. A schimbat la faptul și a venit și mi-a arătat. Ție? Da, mi-a arătat mie, gen. Dar care-i treaba cu tine? De unde până unde ți arată ție? Adică totele favorit sau cum? Păi pe el știe cineva. Bine, oricum, bă, băi, boss, auzi? Comunici, să ne amintim că eu dacă port acum e cu son... Sau Cristian? Auzi? La mine scrie, dacă port cu son acum, la mine scrie Marinescu. La tine ar trebui să scrie fratele Biancăi. Vezi că la mine era Cristian și la tine era Cristi. Iartă-mă, după aia ți s-a schimbat și s-a pus Marinescu, așa. Îmi pare rău. Ia sută-mă, Cristian. Insigna asta, ce-i cu ea? Nu mai ce se întâmplă? Că eu nu știu, eu sunt nou și nu știu, jur. Bă, din ce am văzut eu în sezoanele anterioare, trebuie să mi se dea mie. Aha. Da, ți-o lua ție, promit. Nu-i problemă. Ți-o dau dacă vrei. Și acum ți-o dau. Deci în singur... Bă, așa am văzut în sezonul 1, parcă. Da, mă, da. Nu mai știu exact. Da. Nu mai vorbim. Nu e o problemă. Sunteți prea slab pentru astea. Eu sunt nou și am pus o întrebare, frate. Mai bă, eu am 30 de chile, cum a zis Marinescu. Sau nu știu cine a zis, dar în fine. Cred că ai zis că am vreo 30. Hai că acum, orice se aude aici, a zis Marinescu. Să scot în evidență Marinescu cât de prost vorbește. Stai un pic, ce să spun. Dar ce să faci, Marinescu nu vorbește prost. Zi mai departe. Ai scos singur în evidență. Păi, mai departe. Tu vrei să fii și avocat, și procuror, și judecător. Așa. Tu îți dai verdictele, tu te ataci, tu... Așa. Deci nu tragi tu concluzia că vorbești prost sau nu, că tu vorbești. Tu n-ai de unde să știi că în capul tău n-ai cum să vrei să vorbești prost. E logic. Dar voi nu vedeți că s-a schimbat, nu mai jignește ca prin... Te las să vorbești mult și prost și poți să mă atacă că uite așa. Uite cum unde. Poți să vorbești... Maica, nu mai faci... Nu mai faci... Marinescu, ce-ți e frică să-i o dai? Alexandra, este frică? Alexandra, gata, gata, lasă-ne că ne-ai plictisit. Ce ți-am zis în gală că o să vină, mă, și că o să-ți ia gradele? Ce ți-am zis? Dar de când și până când ești tu așa bună prietenă cu el, mă? Alexandra, de când ești tu așa bună prietenă cu el? Mă, dă insigna. Bun, fii atent, da, fii atent. La momentul ăsta, Alexandra. Speră că va vină la el, nu se poate, încă speră că va vină acolo. Eu sunt curios la cine are rujul roșu. Eu sunt principalul rival pentru tine, să zic așa, înțelegi? Ascultă-mă! În momentul în care mă va vin, ascultă-mă! Eu o să scad, auzi? Vorbiți pe rând! Nu pot rămânem sus, probabil că o să scad și probabil că o să o ia Comănici. Dar în momentul în care o să o ia Comănici, tu o să-l dai... Sau și pe el, înțelegi? O să te cerți cu el, o să-ți cauți cu el foarte puțin. Auzi, dragul meu, în caz că ai uitat, eu m-am certat cu Cristian Comănici de la începutul emisiunii, de când am intrat eu în această casă. Adică dacă eu astăzi cu Cristian mă cert și ne certăm urât, săptămâna care vine nu mai avem nimic, adică hai că da, nu suntem persoanele care să ținem mânie. El îmi dă cu vorbe mine, eu dau cu vorbe hai el, înțelegi? Nu ca tine, Marinescu. Ai înțeles, Marinescu? Așa că dacă ai... Dragul
capul meu, Marinescu, dă insigna să te văd dacă ai curaj. Lasă-l, măi. Dă-i, mă, insigna, că da, de ce? Că vrei tu să vezi asta? Alexandru, uite, promit eu că dacă eu dai tu pe aia lui Cristian, să dau eu pe asta. Păi iau și două pătate, mă, să fie să fie aia, aia, Alexandra! Aia are aurimul, nu se potrivește cu tricoul lui, aia se potrivește mai bine, părerea mea. Uite, Marinescu, ți-o dau pe asta, Marinescu, dacă o vrei. Da, asta e insignă, e, dar e de fete. Alexandra, aia e insigna din casa fetelor. Păi da, eu ce zic? Nu-l jigni, lasă-l, că el... Dar nu-l jignesc, cu ce l-am jignit? E ca un cocoșel care se... Cristian, cu ce l-am jignit? Vezi că vorbești tot? Da, mă, bucur că ai venit, mă, că n-am... N-am cu cine să vorbesc aici. Păi te-ai mai cum aici că aveai cu George? M-am plictisit de voi toți, inclusiv de băieți, inclusiv de fete. Păi cum adică nu spunea că cu George puteai să poți la plictisit de noi? Vreau să o plictisesc de tine, trebuie să mă uit acum la tine, să mă plictisesc de tine. Eu nu înțeleg ce zice băiatul. Alexandra, da? Mă analizez. Alexandra, da? Mă place așa, mă. Când l-a văzut pe Cristian că a intrat, s-a schimbat la față, mă. Da, jur. Știu că l-am văzut, i-a picat. Dar țineți minte că eu săptămâna trecută, toată săptămâna ies, că săptămâna asta intră Cristian în casă. Știi care au fost primele cuvinte ale lui Marinescu? Alexandra, vreau să vi le spun care au fost primele cuvinte? Sunt pregătit să pierd. Da? Da. Și când l-a văzut pe Cristian pe aici, printre geamurile astea și a arătat așa spre insignă, ce a însemnat? Oh! Ia zi, da, Marinescu, ce a însemnat? Zi tu că tu le știi pe toate. Păi tu ai arătat, n-am arătat, eu știu ce e în capul tău. Zi mă că tu le știi pe toate. De ce îmi preiei vorbele? De ce îmi preiei vorbele? Ce-ai spus aici, ai spus tu, nu? Te-am dat pe bine. Ia zi! George, nu mai plictis să lasă. Tip, te-am plictis, era că n-ai replicat. Dar n-ai replicat, mămică, ce vrei să-ți faci? Dar ce aveți astuți, Marinescu, lăsați-l în pace. Auzi, nimeni nu te mai suportă, lasă-ne. Lasă să nu mă suporte pe mine. Auzi, începe să fii cam afumată asta, cum ai putut. Mă suporți. Mă mai suport de acum. Când ați plecat, când a plecat de aici, vă certați, vă înjurați de toate alea și de acum sunteți cel mai bun prieten. Ce cu el de toate alea? Bă, bucurați, te bucur enorm de bunia asta. Mă. Dată când ce joc prost faci! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.